timpul Uniunii Sovietice, un astfel de colț trebuia să fie în orice instituție. După prăbușire, rămășițile au fost adunate de colecționari și aduse în această încăpere numită Camera Roșie, un titlu absolut potrivit, căci aici chiar și caloriferile și geamurile sunt tot roșii. Zecile de statui ale revoluționarului rus Vladimir Ilici-Lenin au fost adunate de colecționari de prin cabinete de funcționari, clase de școală și de la oameni de artă, puținii care aveau dreptul să sculpteze chipul liderului bolșevic. Această sculptură mi-a transmis-o sculptorul Zderciuc, un sculptor interesant, un sculptor tare puternic în țara noastră. Alt Lenin în partea aceea ludeț din bronză, acela Lenin era, când l-am luat în colecție, era fără picioare. Drapeluri bolșevice, toate 54 de volume ale lui Lenin, fotografii unicate în care este surprins acesta, regulile de conduită pentru oamenii de atunci și alte sute de exponate, toate colectate din 1991 încoace. O colecție de desenuri, așa, a pictorilor care l-au pictat pe Vladimir Ilici-Lenin, Zerjanski, mulți revoluționari. O colecție frumoasă dintre cele 300 de drapele originale sovietice, așa să luăm, iată, vedeți că aici sunt alternate, aici sunt expuse numai 30. Pentru un drapel de ăsta, așa eu să luăm, știți, lucrau un minister întreg. Colecția dedicată perioadei sovietice pretinde să devină una din cele mai mari din Europa. Ceea ce îi lipsește deocamdată este doar certificatul. Iar mai nou, colecționarul a fost invitat să-și împărtășească cunoștințele sale vaste din domeniu cu specialiștii din alte țări. Să fiu consultant după hotare la menajarea unei încăperi, ceea ce depinde de epoca socialismului. Bărbatul spune că nu s-ar despărți niciodată de colecțiile sale. Dimpotrivă, planifică să mai ajungă și nu odată în Cartea Recordurilor. Eu aș vrea că tricolorul nostru Moldovei să-l mai ducă în lume cu faimă și eu cred că încă un record, 2 mondiale am să-l expunem, mai decât și am să arăt tricolorul nostru în lume. Colecționarul nu a vrut să ne dezvăluie ce noi recorduri intenționează să stabilească, dar ne-a promis că aflăm primii, așa că rămâneți cu noi!